Cu întrebarea cea de trei ori, Petre, mă iubești, lepădarea cea de trei ori, Hristos, și către cunoscătorul tainelor a zis Simon, Doamne, Tu toate le cunoști, pentru aceasta către dânsul a zis Mântuitorul, paște-oile mele, paște. Paște mielușei mei, pe care cu sângele meu i-am agonisit spre mântuire. Fericite apostole, să ne dăruiască nouă mare milă, mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prorocul David, care pentru tine este a lui Dumnezeu, Părinte, cu cântare mai înainte pentru tine a glăsuit, către cel ce a făcut ție mărit, să tu tine, Maică pricinuitoare a vieții, te-a arătat Dumnezeu cel fără de tată din tine, a se face o mine a găin, că iară să zidească chipul său ce se cade patin, și oaia cea rătăcită, pierdută prin munță, aflându-o pe umele, ridicându-o la Tatăl să o aducă și după voia sa, cu puterile cele să o împreuneze și să mântuiască născătoare de Dumnezeu, lumea, Hristos, cel ce are mare și bogată milă.
sunteți puși la încercare și poate cea mai mare încercare aici și pentru cei care lucrați la îngrijirea celor bolnavi este această răbdare de care trebuie să dați dovadă, pentru că în fiecare zi probabil apar noi și noi situații. Și avem nevoie și aveți nevoie fiecare dintre dumneavoastră de această răbdare care se dobândește doar în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos, despre care ne vorbește apostolul care îl cinstim astăzi, Pavel. Despre această răbdare vorbea și Părintele Cleopa și are acele cuvinte care răsună până în zilele noastre, răbdare și iarăși răbdare și iarăși răbdare. Și am mai ascultat câteva cuvinte de la Părintele Ioanichie Bălan, care spunea că în biserică ar trebui să existe răbdărică, răbdare și răbdăroi. Aici cred că la dumneavoastră și pentru Părintele Paroh, aș putea spune, l-am numit paroh pentru că are aici o bucată de parohie, adică vă are pe dumneavoastră, Părintele Slujitor, în acest spital, dar și pentru cei care vă osteniți și pune sufletul nădăjduim la îngrijirea acestor bolnavi, care cu siguranță că și ei nădăjduiesc ca la un moment dat să se reîntoarcă în familiile și în locurile din care unii au plecat, poate că nu din voia lor, poate că dintr-o rătăcire pe moment sau din alte și din alte motive. Țin să felicit pe preacucenicul Părinte Vasile, care numește străin, este prezent al Sfintei Mănăstirii noastre. Să-l felicit pentru slujirea, răbdarea, desfărnicia, care slujește lui Dumnezeu, atât lui Dumnezeu cât și frăților voastre, și vă ajută la mântuirea sufletului. De fiecare dată l-am dat model pentru îngrijirea acestei biserici, cum arată această frumoasă biserică. Părinte Vasile, vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru cei încercați în grea suferință. Toți medici, asistenți, sutenieri, care într-adevăr dau dovadă de multă răbdare, iscusință și răsplata este mai mare când alături de cei în suferință, multă plată veți avea de la Dumnezeu dacă veți răbda la încercările care le aveți aici, nu ușoare fiind. Are grijă Dumnezeu să vă răsplătească, dar să nu uitați că doctorul sufletelor și ale trupului este Hristos Dumnezeu, Arhiereu veșnic, care nimic nu putem face fără Dumnezeu, fără biserică. Am văzut că medici care n-au început operația când m-au operat, până nu au binecuvântare în genunchi, parcă o văd pe doamna doctor, binecuvintează-mă, Părinte, să reușesc operația. Și s-a închinat frumos și în fiecare dimineață când venea în salon, cerea binecuvântare și apoi mergea la pacienți, ca să vedeți că Dumnezeu există în inima celor buni, cu suflet curat. Și să spunem că și educația, 7 ani de acasă, cum am fost format spiritual. Pentru că aici, slujirea pe care preotul o are în această instituție, în această comunitate, nu este ușoară. Nu este ușoară lucrarea preotului, nu este ușoară lucrarea medicului, nu este ușoară lucrarea asistenților, infirmierilor și a colectivului întreg, conducerea spitalului și a tuturor angajanților. Este un domeniu de activitate deosebit. Lucrul cu acești oameni aflați în suferință este destul de greu, destul de dificil de dus la bun sfârșit. Și avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de foarte multă rugăciune, de răbdare și de dragoste, așa cum spunea Părintele Emanuel în cuvântul de învățătură. Și avem nevoie de multă iubire frățească. Pentru că dacă ne iubim între noi și colaborăm, cu siguranță lucrarea aceasta a medicului, dar și a preotului, a asistentului, a infirmierului,
se revede, se regăsește în stare de sănătate a pacienților. Pacienților nu le este suficientă mâncarea și medicamentele. Au nevoie de sprijin moral, au nevoie de un cuvânt bun, au nevoie să fie ascultați în primul rând, au nevoie să fie, pe de o parte, înțeleși că au și ei nevoile lor, problemele lor, și în acest fel toată această lucrare poate, într-adevăr, să dea rezultate în viața pacienților. Și cred că lucrarea pe care noi am reușit până acum să o desfășurăm aici în spital a adus și roade frumoase, roade bogate. Și nădăjduim că Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prin rugăciunile lor stăruitoare la tronul lui Dumnezeu, reușesc să reverse prin Harul Sfântului Duh de la Dumnezeu multă binecuvântare și multă răbdare asupra noastră fiecăruia. De aceea spuneam că mă bucur enorm de prezența Părintelui Stareț, de prezența Părintelui Emanuel și a Părintelui Florin, prieteni buni și apropiații mei, pentru că este nevoie de mai multă rugăciune și simt că uneori nu este suficientă doar rugăciunea pe care eu o fac. Să aveți în continuare zi binecuvântată și, Părinte, mulțumim din suflet că Părintele a avut dragostea aceasta și are de fiecare dată, nu numai acum și la Crăciun, vă aduceți aminte că am adus câte ceva de la Mănăstirea la Dâmbu și de fiecare dată la Hramul Părintele ne trimite câte ceva și astăzi va pregăti pentru cei prezenți la biserică câte un pachetel cu dulciuri, fructe și suc și câte ceva acolo ce a mai rânduit Părintele să pună. Îi mulțumim din suflet. Știm că Mănăstirea are multe cheltuieli, are multe lucrări acolo de dus la bun sfârșit, cloponiță cea mare,